găsit la o nouă emisiune FBI paranormal 37. Numele meu este Nițu E George, investigator. Astăzi mi-am propus să vorbim despre contemplarea către Dumnezeu a Carmelor pozitive. De ce țin să precizez acest lucru? Pentru că în marea majoritate a lucrurilor atunci când efectuăm un lucru bun, adică facem o faptă bună, ajutăm o bătrânică să treacă strada, ajutăm un om nevoiaș cu bani sau cu hrană, cu îmbrăcăminte sau cu orice altceva, facem o faptă bună, da? În momentul în care te-ai lăudat, deja uh, ai acumulat o faptă bună în lanțul karmic aici, pe Terra. În momentul în care, în schimb, ți secret și contempli către Dumnezeu fapta ta bună, nu numai că ți se anulează această karmă bună, nu se mai înregistrează, dar poți să anulezi o karmă negativă făcută în trecutul tău. Cum se poate întâmpla acest lucru? Să presupunem că avem un om nevoiaș care are nevoie de ajutor, și ajutorul nu trebuie să vină neapărat atunci când ești gigibecali, adică milionar în euro. Poți să fii un om obișnuit, poți să ai ultimii 10 lei în buzunar, și poate că un nevoiaș, un amurât, un serman are mai multă nevoie de ei decât ai nevoie tu. Și atunci poți să faci un gest de bunătate, să-i oferi ultimii bani, iar el când îți mulțumește, să-i spui, nu mulțumi mie, ci mulțumește lui Dumnezeu că am putut să ies în calea ta și am putut să te ajut. Și atunci, în momentul în care ați făcut lucrul ăsta, deja uh, ați anihilat o karma negativă prin acest gest bun, această karmă pozitivă, care, culmea, nu se mai înregistrează în așa ca fiind a ta și te grevează de o altă karmă care, sau soartă, dacă vreți. Soarta este legată în strânsă măsură de alegerile noastre. Întotdeauna noi facem niște alegeri, toată viața, de când ne naștem până murim. Alegerile pot fi pozitive sau negative. Subiectul prin care unii chipurile, șamani sau neșamani sau licurici, cum îi mai numesc eu de profesie, licurici spirituali, ca să nu îi confundăm cu licuricii de pădure, licuricii de pădure luminează în întuneric, iar licuricii spirituali luminează pentru întuneric. De ce fac uh, această. Uh, cum să zic? Uh, metaforă, da? Pentru că uh, au apărut peste noapte foarte mulți maeștri spirituali, și uh, mai nou uh, îi numesc uh, Licuricii Spirituali. Uh, în momentul în care te duci la ei și uh, oferi uh, în jur de 600 de euro, chipurile ca să-ți ardă karma familiei. Aceștia nu fac decât să te înșele, să-ți înșele bunătatea, probabil naivitatea, lipsa de cunoaștere, ignoranța, prin care tu chiar crezi că există vreo persoană omenească sau neomenească care să poată arde karma familiei. Nu o să poată arde karma familiei nimeni, pentru că acea karma familiei au creat-o uh, frații tăi, uh, surorile tale, rudele tale, tata, mama și așa mai departe. Deci, dacă aveți o karma încărcată a familiei, ea nu se poate anihila decât prin uh, crearea unor fapte bune a tuturor membrilor familiei pentru a le anula pe cele vechi. Deci, faptul că voi interferați în liberul lor arbitru. Și încerca să ardeți o karma familiei, care este un lucru imposibil. De ce? Cele șapte legi ale chibalionului sunt imobile, adică nu pot fi modificate, nu pot fi șterse, nu pot fi pur și simplu accesate. Ele sunt ca o partiție ascunsă într-un laptop, v-am mai spus, care a fost creat de inventator sau de creator, dacă vreți la care noi, muritorii de rând, nu avem acces. Noi doar ne supunem acestor legi imobile. Deci ele sunt pentru toată lumea. La fel, sunt două mari aspecte care țin să vi le precizez. în Primul rând, karma. Nu se poate arde una negativă, nu se poate arde decât cu una pozitivă, dar v-am mai zis, nu trebuie să vă lăudați cu ea. În momentul în care v-ați lăudat, vă asumați vă o înregistrați, vă o patentați dacă vreți, da? ca da, să înțeleagă și bunica noastră și atunci karma aceea pe care voi o faceți, că știți că trebuie să o faceți bună ca să ardeți o, o karma negativă, nu o să mai fie arsă karma negativă și în plus vă, vă încărcați și cu această karmă pozitivă. Pentru că și karmele pozitive și karmele negative nu fac decât să te înlănțuie, încă o dată în plus în acest ciclu uroboros al reîncarnării permanente. Ca să te poți mântui înălța sau elibera spiritual, ai nevoie de cunoaștere, ai nevoie de iubire, de iertare, bunătate și zmerenie. Toate astea aplicate în gând, în faptă și în vorbă. Să revenim la contemplarea către Dumnezeu a unei carme pozitive. De ce este important acest lucru? Pentru că multă lume nu știe că atunci când faci un lucru bun, dăruiești ceva cuiva, pe lângă faptul că îți creezi o karma pozitivă, care poate arde o karmă negativă, da? practic tu mai creezi ceva. Creezi un egregor, da? pentru că sărmanul ăla care l-a îmbrăcat, l-a încălțat, i-a dat să mănânce, ori de câte ori își va aduce aminte de tine, se va gândi cu un gând frumos, se i dea Dumnezeu sănătate omului care m-a ajutat, omului care mi-a dat de mâncare, nu contează că nu știe numele de botez sau nu contează, pur și simplu te localizează după telepatic, exact după modul imaginației sale, în modul în care te-a văzut, da? Deci, el te vizualizează, te vede, și în momentul în care îți mulțumește în gând sau se roagă către Dumnezeu pentru tine, de fapt îți creează un egregor benefic de care fiecare dintre noi avem nevoie. Acum, singurul popor care și-a dat seama de, de acest lucru unicat în ceea ce privește crearea unui egregor pozitiv, deci tu singur să te rogi pentru tine nu poți. n cum. De ce? Imaginați-vă că Hitler care studia și el ocultismul ar fi avut capacitatea să se roage pentru el de o așa manieră încât să-și creeze un egregor bănesc malefic ar fi fost foarte 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 dificil și atunci grația divină a preîntâmpinat, ca să zic așa a intuit exact ceea ce se va întâmpla și a zis, nu domn, ca să-ți creezi un egregor pozitiv tu om indiferent că ești Ion, Maria, Cristian, Alexandru și așa mai departe, George, efectiv orice nume, orice individ, orice ființă omenească, fie că e femeie, fie că e bărbat, trebuie alții să se gândească la tine, să se roage pentru tine și atunci îți va crea un egregor pozitiv. De care, vă repet, avem atâta nevoie. Românii ce au inventat? Au inventat acatistul, care e un lucru foarte bun. Deci, ori de câte ori aveți ocazia să ajungeți la o mănăstire, la o biserică care primește acatiste, dați un acatist de 40 de zile, nu știu, nu cred că e mai mult de 30-40 de lei, dar să se roage și pentru voi, și pentru familie, și pentru sănătate, și atunci o să vedeți cum multe lucruri bune. Ori să se întâmple în viața voastră, pentru că egregorul pozitiv este mai greu de făcut, pentru că nu ți-l poți crea singur. Alții ți-l creează pentru tine. Oamenii predispuși să ajungă la crearea unui egregor negativ, pentru că se întâmplă și chestia asta involuntar, adică profesorii, în general, au în sala de, de studiu. Să zicem la o oră, 30 de elevi. Din 30 de elevi, 10 iubesc profesorul și ceilalți nu îl iubesc. Și atunci gândurile pozitive cu cele negative se pun în balanță și evident că înving cele malefici. Și atunci ți se poate crea un egregor negativ. De-aia bunătatea generează bunătate, iubirea generează iubire. Un profesor care iubește elevii și care nu-i jignește, nu iubește alește, nu-i amenință, nu are șansa să prindă un egregor pozitiv. În schimb, profesorii care știu să lucreze cu elevii, la fel și instructorii, instructorii de arte marțiale, instructorii care sunt auto, instructorii de parașutism, de aviație, de orice instructor, da? militar și așa mai departe, și ei, prin gândurile elevilor lor, li se poate genera un egregor pozitiv sau un egregor negativ. Depinde de atitudinea fiecărui instructor în parte. Deci, am ținut să fac această emisiune cu explicarea pe larg a ceea ce se întâmplă în momentul în care crezi voluntar sau involuntar. O karma pozitivă. Atunci când o creezi voluntar, te gândești la tine și te gândești să-ți să produci o karma pozitivă prin cele menționate de mine mai sus. Da? În momentul în care o creezi involuntar, o creezi tocmai prin natura serviciului tău. Să zicem că. Ești un șef de departament, un șef de birou și așa mai departe. Ești un șef, da? E atunci subordonații tăi, prin gândurile lor, datorită atitudinii tale care poate fi pozitivă sau negativă, depinde de modul în care ești perceput, atunci ți se creează involuntar un egregor care ți este atribuit. Poate fi pozitiv, poate fi de invidie, de gelozie, de răutate, de foarte multe lucruri care nu sunt în conformitate cu, cu legile spirituale, dar ele există, da? Acum, ca să preîntâmpinăm lucrul ăsta, trebuie să ne schimbăm atitudinea din două motive. Una, pentru că nu cred că vă place să tot mântuiți pe aici prin plan material, ar trebui să vă placă să vă mântuiți, să vă înălțați, să vă, înălța, să, să vă eliberați spiritual. Și atunci trebuie să vă schimbați atitudinea. E primul pas. Dacă nu schimbați atitudinea, nu o să poți. Evident că nu te poate iubi toată lumea. Evident că sunt și uh, oameni care te antipatizează. Și pe mine, și pe voi, și pe toată lumea. Nu, nu există. Nu, nu poți să. Pentru că aici, în planul dual, dualitatea nu ar fi completă fără ca unii oameni să iubească un personaj să zicem că aș fi eu personajul și uneori creez prin emisiunile mele uneori un egregor pozitiv, alteori un egregor negativ cel mai mult și cel mai mult poți să creezi un egregor Pozitiv prin dăruirea de obiecte, de bunuri materiale, de bani, de îmbrăcăminte, mâncare și așa mai departe. Lucrurile astea le faci pentru că ești conștient de tine și de modul în care acționează acest egregor creat în folosul tău. Acum, să nu credeți că Gigi Becali nu a fost îndrumat, sfătuit, i s-a recomandat să dăruiască. Dăruiește cu generozitate. Dar n-a rămas sărac, din potrivă, a făcut și mai multă avere. De ce? Pentru că în momentul în care oferi din toată inima, toate gândurile oamenilor pe care îi ajuți, îți creează un egregor pozitiv foarte, foarte puternic. Și atunci, este bine să dăruiești. Am să vă povestesc, am mai povestit lucrul ăsta, despre Mircea Iliade, care a, a fost un maestru în viață, a scris istoria religiilor și nu numai, și a înțeles-o perfect și mai mult decât atât a aplicat-o perfect. Da. E o mare diferență pe care unii dintre noi doar precum Tarzan se laudă cu pumnul în piept că a citit istoria religiilor, dar ei nu aplică nimic din ceea ce au citit. În, adică, au trecut prin ea ca valiza prin gar. Important este să aplici, la fel și în Biblie, la fel și în credința ortodoxă, creștină, dacă ești creștin. Adică, iubire, iertare, bunătate, zmerenie. Ai patru obiective. Dacă le-ai făcut pe astea patru, deja ești pe drumul cel bun. Dar nu mai atât, în gând, în fapte și în vorbă. Aici e partea dificilă. Dincolo de aspectul ăsta, revin la contemplarea către Dumnezeu. Ce se întâmplă? În momentul în care tu contempli către Dumnezeu orice acțiunea ta bună, da? atunci te, te scapă de o, o karmă pozitivă care se poate înregistra pe numele tău, dar mai mult decât atât, prin fapta ta bună, dar v-am spus, nu este, este interzis să te lauzi. Pentru că asta înseamnă mândrie. Și mândria rezonează cu cu lăudăroșenia, cu infatuarea, cu vanitatea, cu uh, aroganța. Și atunci cazi în latura aia altă, hrănești demonul arhon și nu mai are cum să te ajute Dumnezeul creației adevărat. Când vorbesc de Dumnezeu, vreau să se înțeleagă foarte clar că nu vorbesc despre, așa cum îl numesc unii, Dumnezeu biblic care are nume, Iacfe. Eu vorbesc întotdeauna de uh, Dumnezeul adevărat, Tatăl lui Iisus Hristos. Deci nu vorbesc despre Arhon, Iachve, Enlil sau uh, Jehova. Da? Bun, dincolo de toate aspectele pe care le-am discutat acum, am vrut să fie foarte clar pentru toată lumea. În primul rând, karma familiei nu se poate schimba. Ți-o poți schimba doar tu individual prin generarea de carme pozitive ca să poți contracara celelalte karme pe care le-ai făcut de-a lungul timpului, evitând negative. Nimeni nu știe cu exactitate uh, numărul de carme pozitive sau numărul de carme negative, dar dacă pui în balanță ce ai făcut bun cu ce ai făcut rău, cam știi pe unde stai și atunci trebuie să schimbi atitudinea. Nu schimbi atitudinea, nu avea o în ciclul reîncarnării și poate că repeți aceeași viață și te lovești cu capul de toți pereții și de to toate tavanele, la fel cum te-ai lovit și înainte, fără să înveți nimic. Că cel care își uită istoria este condamnat să o repete. Nu întâmplător s-a spus lucrul ăsta. Bun, am învățat un lucru și anume, contemplarea către Dumnezeu a unei fapte bune duce la anihilarea unei carme negative. Doar așa. Și a doua variantă prin care poți arde toate karmele negative, tu și partenerul tău, când mă refer la tine și vorbesc din punct de vedere normal, că un bărbat și o femeie, nu vorbesc de abominații, somoda și gomoră, da? Vorbesc de un bărbat și o femeie, pentru că trebuie să formeze iangul și inul. Bărbatul este iang cel care oferă, femeia cea care primește este pe minus și este inul, da? Ei doi împreună formează un vector în echilibru și uh, tot ceea ce înseamnă întregul în planul ăsta material al universului nostru efemer, uh, ca să spun așa. Bun, a doua variantă pe care nu v-am spus-o este dăruirea fără intenție, adică am să vă explic ce am văzut odată la televizor legat de Mircea Eliade. Era o șvietă cu mai mulți oameni importanți după 90, cred că sunt vreo 30 de ani de atunci. Și toți povesteau câte o istorie despre Mircea Eliade și una mi s-a părut fantastică. Erau la o masă dimineața la o cafeluță câteva cunoștințe, Mircea Eliade și unul dintre prieteni spune domnul Iliade vai ce ceas frumos aveți și atunci Eliade face un gest care a surprins pe toată lumea scoate ceasul, îți place așa de mult, îți l dăruiesc dar nu a fost o glumă a fost un lucru foarte real bineînțeles că acum se pune întrebarea de ce a procedat Eliade așa pentru că exact ceea ce v-am povestit și mai înainte darul din toată inima, cu tot, toată dragostea a unui obiect chiar dacă ți aparține unui om, nu contează dacă și l-a dorit, îl dăruiești de ce îl dăruiești? Pentru că în momentul în care îl dăruiești fără să-ți dai seama sau poate că știi, dar Michelia de evident știa creezi un egregor benefic pentru tine, prin ce? Prin faptul ai dat un ceas cuiva, da? din toată dragostea din toată inima, omul ăla de câte oră să se uite la ceasul ăla o să-ți creeze ție un egregor benefic, nu odată de sute de ori, de mii de ori, de sute de uh, mii de ori, ca să zic așa, da? de câte ori se va uita la ceas, inevitabil și va aduce aminte de tine. Și atunci când tu dăruiești cu generozitate un obiect, orice, nu contează, da? atunci, uh, prin acest dar al tău, fără să aibă interese ascunse, da? atunci când îți pare rău de. Ați văzut că se mai spune, domnule, mi-ai dat banii ăștia, nu mi-ai dat cu toată inima s-a ales praful de ei. Cam așa se și întâmplă. Da? Deci când dați un obiect, când dați un lucru, când dați orice cadou, dați-l din toată inima și contemplați-l în gândul vostru către Dumnezeu. Da? Când cineva zice mulțumesc. Da? Când zice mulțumesc, nu zice și tu cu plăcere. Zici mulțumesc ă, mulțumește lui Dumnezeu că am putut fi aici și am putut să te ajut, am putut să-ți ofer acest cadou. Și atunci contempli către Dumnezeu, Toată această stare, toată această energie, și atunci Dumnezeu preia karma care ar fi trebuit să fie a ta, da? și atunci El știe că prin gestul tău tu ți-ai schimbat atitudinea. Și atunci schimbându-ți atitudinea, meriți să ai uh, o karma scăzută la activ. Și făcând tot timpul gesturi de genul ăsta, vă dați seama că o să ajungeți pe plus, nu o să fiți pe minus cam asta a fost discuția pe tema contemplarea către Dumnezeu a carmelor pozitive pentru că întotdeauna este bine să contempli către Dumnezeu orice faptă pe care o faci faptele evident de bine pentru că lucrul ăsta este un lucru foarte benefic v-am mai zis, oricine, orice om indiferent că este preot, om de rând ministru, rege toată lumea avem nevoie de egregorii pozitivi în viața noastră. Fără egregori pozitivi n-am putea să funcționăm în parametri optimi și normali. La 100%. da? Să nu credeți că acum preoții se roagă pentru ei. Nu. Preoții se duc și pun acatis sau pun pomelnicul la altă biserică, ca alți preoți să se roage pentru ei și preoții de la biserica aia se duc la altă biserică, ca alți preoți să se roage la ei. Deci toată lumea știe lucrul ăsta, da? Deci în momentul în care vreți să vă rugați, nu vă rugați niciodată pentru voi că este inutil. Rugați-vă pentru copii, pentru planetă, pentru omenire în general, pentru prieteni, pentru bonlav, pentru sărmani, pentru muribunzi, pentru soldați, pentru orice. Puteți să vă rugați pentru că este un exercițiu mental extraordinar de benefic. Da? De ce mă întreabă toată lumea tot timpul, domnul Nițu, cu ce să începem în spiritualitate? Prin schimbarea atitudinii și disciplinarea minții. Adică să încep să lucrezi cu mentalul tău de o așa manieră, prin rugăciune și prin meditație, imaginație, concentrare, relaxare, calm și multe altele, da? Toate aceste lucruri nu fac decât să, să întărească Mentalul nu va mai fi posedat de către demoni arhuni, unul sau mai mult, sau chiar o legiune. O legiune, v mai spus, unii spun că e între 4200 și 6000, alții între 4800 și 6000 de unități, pentru că se ia ca drept măsură legiunea romană, da? care era formată din soldați. La fel și în cazul demonilor arhuni. Bun, acestea fiind spuse, sper că a înțeles și bunica noastră. Nu rămâne decât să vă spun dacă v-a plăcut să dați like, să vă abonați, să activați clopoțelul și să distribuiți. Până data viitoare, nu rămâne decât să vă spun să fiți mereu în lumină.